senzația de a fi călare, putem spune că este asemănătoare cu saltul cu parașuta. Pentru că te simți la înălțime, simți că ai mai multă putere, mai multă energie, dorești din ce în ce mai mult să cunoști animalul respectiv, să te împrietenești cu el și întotdeauna va apărea ceva nou. Relația dintre cal și călăreț este foarte importantă, mai ales pentru copii. În momentul în care interacționează cu un animal de 500-600 de kilograme aproximativ, un copil de 5-6 ani, 7, acestuia în timp îi se va dezvolta mult mai mult încrederea în sine, va căpăta încredere în tot ceea ce face în momentul de față, dar și pe viitor, plus că ușor, ușor învață să își formeze niște responsabilități. Ea e un cal de sărituri și la zoo a fost cal de sărituri, dar neavând posibilitatea să mai facă sărituri, nu mai. E o fire mult mai dinamică, mult mai nebună, mai ciufută, mai cam cum sunt iepele în principiu. Am avut foarte multe probleme cu ea când am început să intru la concursuri. A avut probleme cu spatele, la piciorul din spate dreptul și are probleme la ovare, de-aia îi și dau hormoni să se mai calmeze durerile și căldurile. Eu o luasem în principiu să fac probe foarte mari cu ea, să pot să ajung la europene anul ăsta, dar având în vedere că au fost foarte multe probleme, relația dintre mine și fostul antrenor și relația mea și Sarina. Și am fost la un moment dat la un concurs și am căzut de pe Sarina și un antrenor bun ar trebui să încalece și calul elevului, ca să elevul, neavând posibilitatea să facă toate lucrurile pe care le face antrenorul, ar trebui să învețe calul să învețe la rândul lui elevul. Și antrenorul a refuzat să îmi încalece calul. 4-5 ani cu Sarina nu prea mai văd, pentru că antrenorul meu, plus încă un antrenor de jos din Sibiu, mi-au zis că ar fi mai bine să iau alt cal pentru concursuri. Sarina e un cal foarte dificil la sărituri și are butoanele ei pe care trebuie să le atingă cineva și eu nu o să fiu în stare vreodată să le ating. Și cu lasă-o am zis că aici o să rămână, o să moară de bătrânețe aici pe padoc, să sperăm că cât mai târziu. Balmana e un cai arab, rasa arab, născut la Mangalia, la Ergheli de Mangalia, unde aveți mult cai foarte frumos. Am ales cai asta pentru un obiectiv foarte simplu. Am vrut un cai de sport, adică un cai care are putere, caracter. Okay? Donc, când am fost la Mangalia, a fost aproximativ 30 de iapa, aș vrea un iapa, și din care asta, tot timp, mă supravege. Mă mișca, ochi la mine. Altă parte, ochi la mine. Tot timpul a avut să vadă ce fac eu. Voilà. Donc, când am ajuns la cai de la iapa de 4 ani, am fost pe asta. Nu a fost bine făcut. Că trebuie știi cum se crește un copil, un mânc. Am început lucrul cu iapa asta, avec un obiectiv de endurance. Are calitate pentru salituri. Are calitate pentru dresaj, dresaj sanitur, are calitate pentru concurs complet. Dar și e făcut pentru endurance. Cai arabi sunt făcuți, sunt nașcuți pentru endurance. Trebuie observat un cai care ieși cap de box, are internet petit. Asta a fost afară, un concurs de iapa, și a fost la mangare de fân, și tot timpul ai ochii de pământ. Și când am fost la ea, nu s-a mișcat. Nu s-a mișcat, a fost salvatic, 100% salvatic. Am putut foarte rapid depunere capacul pe cap. Rapid a venit cu mine, rapid a dat picior, rapid a dat pas în spate. Dacă nu ai o legătură de sensibilitate cu un animal, fugi din nou. Okay. Imediat are încredere la mine. Și am avut încredere. Tot lucrul a făcut step by step. Pentru a ajunge
la maximum cu asta la 10 ani. Are tot. Are cap, are fizic, are mental, are mușchi, are sănătate. Asta mi-a fost foarte deștept. Și face ce vrea să lasă. Are încredere complet. Este, e un person arab, are sânge. Asta a devenit foarte liniștit. Are încredere la mine și al mea. E nebunit, da? Am avut un deces în familie, iar calul m-a ajutat foarte mult să depășesc acest moment. Adică dimineața la 8 și jumătate mă duceam la el în boxă, calul era întins pe rumeguș, pe așternut. Stăteam cu el în boxă preț de jumătate de oră, timp în care el nu se mișca. El era întins, iar eu mă băgam între picioarele lui și stăteam pur și simplu amândoi de povești. Eu povesteam cu el, iar el doar stătea și mă mirosea, mă căuta de zahăr sau de alte recompense. Asta a fost unul dintre momentele care pe mine m-au marcat. A fost o etapă în care pe mine acel căluț m-a ajutat foarte mult să depășesc momentul. Sailor este un căluț din rasa Gypsy Cob. Are 14 ani. Este cu ochi albaștri, are mustață și este un căluț foarte, foarte prietenos cu copiii, dar și cu adulții. Este căluțul meu de suflet de aici, din club. Pentru un iubitor de animale, nu ții cont că e câine, că e pisică, că e un cal sau orice alt animal. De ce cai în mod special? Pentru că au o inteligență aparte, au niște simțuri aparte. Nu am are relație mai strânsă cu lasou. Dar simte că îl iubesc și că îl îngrijesc și apreciază foarte mult lucrul ăsta și e un cal foarte blând și se vede.